genul programului Pamflet. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar, începe chiar acum comentariul zilei. Alături de mine, ca de obicei, e jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin. Bună, Cătălina, bine v-am regăsit. Ieri n-am avut răgaz, dar astăzi putem dezvolta subiectul cu continuare. Blocul, cum era, Casa Corpului Didactic, blocul Corpului Didactic, hotelul corpului didactic. E o clădire care începe să se construiască undeva în câmp, în Șcheia, la câțiva kilometri distanță de cea mai apropiată casă. Cum ar spune, că tot s-a vorbit despre Ion Creangă la buletinul de știri, la dracu un praznic. Cam așa. Cum ar spune marele povestitor Ion Creangă. Citat. Închis. Închis. Chiar e nevoie de un hotel? Va fi așa o mare forfotă de pedagogi? Eu, în primul rând, și acum o să strâmbe din nas intelectualii. Tu ai să zici că are pedagogi, nu? Sau... Nu. Nu vreau, chiar așa. Nu vreau să jicnesc pe nimeni. Deci o să strâmbe din nas intelectualii dascălii noștri cu vocație, care s-au dedicat carierei și creșterii generațiilor de elevi care astăzi sunt doctor, somități, inginer, da. În străinătate și în țară, deci dascări, ce e aia Casa Corpului Didactic? Adică la ce folosește ea? Ce se întâmplă acolo? Acolo se adună corpul didactic. Nu, dar ce se întâmplă acolo? În afară de scos niște cărți pe care nu le citește nimeni. Eu așa am înțeles. Că mai fac unii, nu știu, un fel de after school pentru profesor. Da, after school pentru profesor. Dar să-și plătească singur dacă vor after school. Acolo ei se întâlnesc, stau de vorbă și mai vorbesc, doamnele, ce mileuri au mai făcut din macrame, care mai vorbesc despre Suleiman Magnificul, bărbații vorbesc despre Steaua Dinamo, despre Victor Ianukovici, despre Beyoncé că umblă cu Barack Obama. Din și dacă se întârzie discuțiile, da. Nani la etajul 2, într-una din cele 10 camere. Și pentru ce este Casa Corpului Didactic? Deci de aici trebuie pornită discuția și aici o să strâmbe din nas șefii casei corpului didactic, care sunt dascăli cu părul alb, au îmbătrânit la catedră, crescând generații întregi de doctori, ingineri și așa mai departe, care o să ne plătească nouă pensiile sau lor, nu știu cum o să plătească pensii. Deci eu nu înțeleg ce caută Casa Corpului Didactic, care este rolul ei. Și acum poate o strimită cineva la un drept la replică sau nu știu cum să-i spună, o notă pe adresa redacției să trimită în care un dascăl să cu părul alb să spună redacția@intermediative.ro, poate se lămurește și lumea și să spună acolo că noi parcă n-am trecut prin școală, parcă am fi făcut școală la Kiev și nu în România, de parcă statul n-ar fi băgat în noi bani și nu putem să avem un pic de respect față de dascălii care și-au dedicat o viață întreagă. Așa. Catedrei, da. Bun. Și să ne explice acolo cum fac ei, oarecum se întâlnesc ei ca să învețe din ce mai bine generațiile de elevi. Că ei trebuie să întâlnească între ei. Ei nu pot să învețe singuri să fie mai bun la catedră. Trebuie să întâlnească între ei și să scoată niște cărți pe care nu le citește. Deci cum e clubul pensionarilor pentru pensionari să joace table. Așa e clubul didacticilor. Așa e clubul profesorilor. Clubul didacticilor. Încă în activitate, nu? Încă în activitate. Și își mai dau premii între ei și mai fac. Că sunt întâlniri din astea. Acum sunt nu doar în cadrul profesorilor, în cadrul acestei bresle. Sunt tot felul de întâlniri unde vin și se premiază între ei și lumea își dă ochii peste cap. Știi? Și spun, bă, ce un eveniment deosebit și să nu ne uităm înaintașii și din asta. Deci pentru asta e Casa Corpului Didactic de frecat banii statului și de asta, după părerea mea, de nedus la școală. Că dacă eram dus la școală, acum spuneam, foarte bine că există Casa Corpului Didactic și ar trebui o altă clădire care va deveni fie... muzeu, nu? Nu, și ar trebui să fie câte o Casa Corpului Didactic la fiecare școală. Da. Așa ar trebui. Să se întâlnească la sfârșit și profesorii să vorbească că între nu le mai ajunge cancelarie. Că nu le mai ajunge cancelarie. Bun, cu asta am lămurit. Bun, acum am plasamentul că ne jură dascălii. Sau nu, ei nu înjură. Ei vorbesc frumos, ne suduiesc. Așa. Ne mustră. Și acum asta cu Casa Corpului Didactic în câmp. Eu știu că la Inspectoratul Școlar Suceava, atunci când se face, când se întâmplă câte ceva bun, iese inspectorul șef, purtătoarea de cuvânt și cotcodăcește. Știi? Ați făcut un ou de aur? Nu, avem o mare realizare. Dar ce s-a întâmplat?
Păi elevul Mituță din clasa 4-a de la școala din Dărmănești a luat premiul 3 la concursul interjudețean să-ți iese în frumos. Bravo, ce frumos, și presa scrie. Ja. Ce ați mai făcut? Că mai auzi un cod-codac la inspectoratul școlar. Păi noi am mai făcut un elev din clasa așa, a luat nu știu ce premiu și au mai venit 3 lei pentru școli să le împodobim de sărbători. Mă, frumos! Păi dacă la chestiile astea cod-codăcesc cei de la inspectorat și anunță că au mari realizări, mă, de ce n-a făcut nimeni o convenție de presă să spună 50 de miliarde de lei? Construim o casă a corpului didactic, pentru dascăli. Un monument al profesorului, nu? Pentru dascălii noștri care își mănâncă sănătatea la catedră cu loazele din ziua de astăzi, sau cum ne spunem. Dar au plantat-o acolo în câmp și uite că abia după 2 ani de zile Oana a descoperit-o. Da, noroc de până acest... Până și Oana i-a luat 2 ani de zile să descopere o casă. Dar noroc de acest așa dosită. Reporter al Sucevei, care umblă, acest neobosit reporter al Sucevei, Oana Șlemcu, că a descoperit aia... Prâsnel, nu? Sau cum? Prâsnel, da. Acolo erau pe câmp Oana Șlemcu, 2 câini comunitari și Modest. Paznic și Modest care filma. Și noroc de aia că a descoperit și a început să întrebe, domnule, dar ce-i cu casa asta? Înseamnă că i-au vrut să ascundă. Păi dacă era o mare realizare și n-au avut nimic de ascuns, de ce n-au cod-codăcit să anunțe lumea că fac mare casă a corpului didactic? Acum, pe de o parte, suntem prea săraci ca să facem lucruri ieftine. Și utile, văd. Și așa? Cum ar fi, ce spunea și Oana, de bani ăștia câte toalete ar fi fost modernizate, da, în școlile de la țară. Dar nu, stai așa, că e pe altă axă de finanțare. Lasă-mă cu axele astea. Auzi, astea niște deștepți. Sunt câțiva care ești contabili. Știi, au făcut școală de contabili. Este unul, domnul Voidean la inspectorat. Ăla e deșteptul pământului, domnul Voidean de la inspectorat. Și n-are cum să nu fie deșteptul pământului, pentru că nevasta e deșteapta pământului de la primărie. Deci doamna Voidean e șefa cu banii la primăria Suceava și domnul deșteptul este domnul cu bani de la inspectoratul școlar. Și ei sunt foarte, foarte deștepți. Ei sunt din care afară deștepți. Eu cred că dacă ar pleca să muncească și ei cinstit undeva, să spunem în Peru, să culeagă blană de lamă, așa, să tundă lama și berbecul, bă, rămâne țara asta fără contabil, mă. Pe cuvânt, ești cu domnul Gherghina, dacă ai auzit tu, este un domn Gherghina, cred că mai ești acum, care din timpul lui Gheorghe Gheorghiu D, sau din timpul lui Nicolae Ceaușescu, ăla face toate bugetele la Ministerul Finanțelor și în țara asta nu se poate mișca nimic până nu zice domnul Gherghina, mă. Cam cum era domnul Pașniciuc la noi. No, dar domnul Pașniciuc e de Liga 5-a. Domnul Gherghina e Liga Campionilor. Păi, și noi suntem de Liga 5-a în comparație cu... Nu, no, și familia de contabil Voidean, ei sunt de divizia B, că Suceava e comună, n-are cum să fie. Și dacă n-ar fi acești contabili deștepți, că axa cu tare, bă, se strâng niște bani într-o oală de la fraieri, fraierii fiind cetățenii contribuabili, da? Printre care și, din, și din noi banii aia, da, da. Și din banii aia împarți acolo, pe axa X, pe axa Y. A, nu-i dai pe axa Y? Păi iei din axa Y și pui în axa Z, care, adică se explici că, domne, că oricum banii aia n-ajungeau la școli să faci WC-uri în școală, că erau pe altă axă. Dar tai din axa aia și pune în axa aia altă. Când se face bugetul, de ce trebuie să fie la axa X 100 de milioane în loc să fie 50 și să nu fie la axa Y? Vezi, de asta nu ești tu contabil. Dar nu, da, nici nu-s deștept, că dacă eram deștept, eram contabil. Așa prost vin aici. Singurul cu adevărat deștept în povestea asta, din punctul meu de vedere, primarul de la Șchea, Vasile Andriciuc. Domnul colonel? Da. Păi să nu îndrăsnești să spui altfel, Cătălin. Păi, dar nici nu poate fi altfel, pentru că domnul Andriciuc a dat acei 50 de ar teren gratuit, în folosință, așa, pentru noua casă a corpului didactic, dar acolo nu sunt utilități, nu e curent, nu e gaz, nu e... Așa, și să facă inspectoratul să aducă utilități acolo și ghiși ce se va întâmpla în jurul acelei construcții care va fi plină de utilități, o să pună prosper cartier al comunei Șcheia, nu? Sau o să pună cannabis, nu știi că îi trebuie încălzire la rădăcină. La fel de prosperă afacerea asta pe care o propui tu, să nu? Să faci cu cannabis, da. Da, și asta cu domnul contabil care explică că, da, oricum nu puteai bani. Ba, puteai dacă vrei. Bun,
Să spunem că domnul contabil Văideanu, soțul doamnei Văideanu de la primăria municipiului Suceava, această familie de bogați din Suceava, din meseria de contabil la stat, ei sunt foarte bogați și o să... Hai să ne ocupăm un pic de oameni care lucrează la stat și sunt foarte bogați, să începem cu contabili. Și hai să începem cu familia Văideanu. Am închis paranteza. Deci, presupunând că are dreptate, domnule, că oricum n-ajungeau banii la școli, că era altă taxă. Bă, dar de ce se facă acea casa corpului didactic? Ne întoarcem la de unde am pornit. Dar de ce se facă? Lasă-mă, dar banii aia se ducă, nu? La altceva. Da, la ce folosește casa? De ce e casa corpului didactic? Și ne-am întors de unde am pornit. Dar pentru ce? Hai că este casa... Că e clădirea veche pe Alea Nucului. Păi știi ce a fost acolo unde e clădirea, unde funcționează? Ne-a zis Oana. Ce ți-a zis Oana? Ne-a zis în material, nu? Că a fost de o grădiniță. 100 de ani. Eu și... am făcut acolo atelierul, Cătălina. Atelierul. La Menghin am făcut acolo. Unde stă domnul Mărginean. Domnul Mărginean, știi cine e domnul Mărginean? Directorul casei corpului didactic. Da, știi cine e el? Profesor, fost profesor la școala generală în Mărunouă. El este omul care a rezistat sub toate guvernele. El e PSD-ist, e la PSD. Dar e un, așa un om, cum se spune, ca să nu greșesc eu, uns cu toate alifiile și fiind uns cu toate alifiile, a alunecat. Pac, a mers când era PDL-ul, el a fost director la școala nouă. Și le-a fost bine, mă. Domnul Mărginean este un om pentru care a venit la fix democrația asta prost înțeleasă, lui a fost bine tot timpul. El a fost toată viața lui șef. Că a fost PSD-ul la guvernare, că nu a fost PSD-ul, el tot director la școala nouă și drept mulțumire, sau nu știu cum să zic eu. Da, că a rezistat și, și a fost fâșneț în timpul PDL-ului, PSD-ul l-a avansat și l-a făcut șef la Casa Corpului Didactic. Acum nu știu dacă era bine, șef. Bine, n-are nicio legătură, dar acum că mi-a venit. Era șef când mi-a venit. Când nu era, aprobat, dar n-are nicio legătură, acum vorbesc despre fără altceva. Fără construcție, fără hotel. Fără. Și acolo am făcut un atelier unde e Casa Corpului Didactic, e o casă veche și nu mai pot să stea acolo, că probabil că miroase a pilitură de fier de când am dat eu la Menghin acolo și la pilă. Că noi pileași dădeam la Menghin. Când nu fugeam de la ore. Asta făcea și probabil că le miroase și ei sunt foarte sensibil dascălii. Ai stat o viață întreagă la catedră și ai inhalat praf de cretă și dacă te-ai obișnuit cu praful de cretă, nu mai poți să inhalezi și pilitură de fier. Știi că au și ei o vârstă și sensibil. Sunt foarte sensibil. Și trebuie să mute în casă nouă. Nu mai poți să stai acolo. Acolo o să fie miros de nu știu va, ce care iarăși seamănă mai degrabă cretă, nu? Dar întrebarea mea este cum funcționează acolo? Adică cum se descurcă această casă a corpului didactic funcționând acolo și de ce trebuie să-i facă palatul ăla? Adică ei nu se pot întâlni în altă parte. Sunt atâtea clase, sunt săli de clasă pe la licee. Aule. Să se întâlnească, aule, să se întâlnească acolo, fiind la școală, se înțeleg la preț, un preț modic. Pleacă profesorii care vin seara acasă, de ce trebuie să faci și camere de hotel acolo? Să nu spui că s-ar putea înfiripa ceva între dascăli. Eu cred că mergem prea departe cu interpretare, deocamdată e doar un schelet. Să ești noi curioși dacă o să fim invitați la inaugurare. Bă, dar dacă sunt 9 camere sau 10 camere și seara mai vine profesorul de matematică de la Izvoarele Sucevei, cu profesoara de limba română de la Poiana Negri, să spunem. Dar ce ar fi rău în asta? Că doar nu sunt în timpul serviciului, nu? Nu sunt în timpul serviciului, problema că s-au amândoi căsătoriți. Dar nici asta n-ar fi o problemă, numai să nu se afle. Și stau acolo în câmp. Măi, dar de ce au făcut-o în câmp? Pentru că acolo au primit teren gratuit. Cătălian, dar de ce în câmp la 2 km? Că în câmp se fac alte... Ca să nu vorbim noi lăcașuri cu... și în... Felina cei Roșu. Doi ani care au trecut tot despre camera, despre casa corpului didactic. Băi, știi ce aș vrea eu? Să nu se termine niciodată. La cum merg investițiile în România, mare șansă. Dar nu că vreau eu nu se termine. Nu se termine pentru că nu am dă bani. Nu, dar e frumos să fie scheletul ăla acolo, măcar să fie ceva în câmp. Era câmpul gol. Și rămâne o ruină a... Și e bine, adică deci totuși... nu o statuie a profesorului, deci, o ruină a profesorului. Păi așa trebuie să o lase, să arate care este starea învățământului, pentru că învățământul fiind o ruină, nu se poate, mă, să fie totul o ruină, să fie WC-uri la țară în fundul curții și sărăcie și alea și alea, și casa dascălilor să fie un hotel futurist. Păi nu se poate.